Bună seara, domnule Mușat, bună seara, domnule ministru Cristian Diaconescu, bună seara tuturor telespectatorilor. Greșeala recunoscută, pe jumătate iertată, tonul președintelui, tonul premierului au fost cât se poate de dure referitoare la chestiunea asta. Părea chiar că există o formă de surpriză acolo, îndrăznesc să bănuiesc. Da, noi am mai auzit povestea asta cu ce fac organizațiile locale dincolo sau departe de ochiul și de mâna centrului. O fi fost și ăsta un caz la fel? Domnule Mușat, eu vă asigur că nici președintele României, nici premierul nu au știut de acest caz și niciun caz nu încurajează așa ceva. Ba mai mult, am stat de vorbă în cadrul conducerii Partidului Național Liberal și vom lua o decizie extrem de dură cu privire la această chestiune, pe care încă nu vă pot comunica, o să o facă la momentul oportun președintele sau purtătorul de cuvânt, dar cert este că propunerea mea a fost mai mult decât radicală cu privire la astfel de practici, pentru că domnul Cristian Diaconescu știe foarte bine, noi am dezbătut de nenumărate ori în studiourile de televiziune, nu m-am schimbat nici eu, nici alții, nici domnia sa. Dacă vom continua cu astfel de chestiuni, nu vom putea schimba România. România intră într-o nouă eră de pe data de 7 decembrie. Este o eră în care acești 83 de miliarde de euro negociați de președintele Iohannis intră într-un adevărat plan Marshall pentru România. Eu sper ca guvernul, constituirea noului parlament să fie extrem de rapidă și guvernul, un guvern PNL, PMP și sigur USR, să poată cu o majoritate stabilă de peste 65% în Parlament, să poată să vină cu o atitudine extrem de fermă de construcție, de modernizare, de reformare, în care clientelismul să nu-și mai aibă loc, în care numirile strict pe linie de partid să nu-și mai aibă loc, în care depolitizarea, cel puțin în ceea ce privește sistemul de sănătate și învățământul, să aibă loc în realitate, nu doar pe hârtie. Voi milita pentru asta și sunt foarte încântat că domnul Cristian Diaconescu se întoarce practic în Parlament și sper eu mai mult decât atât, nu doar în Parlament, pentru a putea, ca împreună cu mine, cu mulți oameni de bună credință, să putem să facem această schimbare. Ce vă pot spune este că președintele României susține întru totul și știe ce s-a întâmplat în cei 30 de ani și nu mai susține și nu, nici nu va mai permite astfel de lucruri să se mai întâmple. Chiar apropo de asta, am remarcat formularea asta